de ani, sunt responsabilă. Mai mult decât atât, în Confederația Națională pentru Antreprenoria Feminin sunt extrem de multe business-uri mici care astăzi sunt în pragul insolvenței și care ne-au relatat lucrul acesta. Dar dacă stăm să ne gândim că nu sunt suficienți medici, că nu sunt suficiente locuri la spital, că România are multe probleme, atunci în loc să văd partea plină a paharului, să încerc să găsesc soluții, mă voi focusa pe partea aceea negativă și nu o să mai fiu capabilă să văd luminița aceea de la capătul tunelului. Cumva trebuie să existe o soluție. Viața trebuie să continue. Viața a continuat și după primul război mondial și după al doilea război și așa mai departe. Cu siguranță nu se sfârșește lumea aici. Cu siguranță noi trebuie să dăm dovadă de maturitate, de responsabilitate și să nu uităm că cel mai mare dar al acestei lumi este omenirea. Că trebuie, atunci când cineva este în ananghie, să-l ajuți pe acel om. Și cred că asta este, de fapt, și crucea pe care trebuie să o ducem acum, să demonstrăm că, mai departe de business-uri, de familiile noastre, putem și mai avem capacitatea noi să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. E clar că nu e perioada cea mai bună din punct de vedere economic și... cu riscul de a produce așa măcar o încruntare, ce spunea Cristina apropo de business este real, se simte foarte tare și în România. Ideea în sine, dacă vă uitați pe publicațiile de profil, da? Deci publicațiile economice, vorbim de principalele burse din Asia care au înregistrat pierderi semnificative apropo de ce se întâmplă. Vestea bună, înțeleg că și în această dimineață colegii mei au alimentat cu un preț mai mic pentru carburant, deci există o minimă veste bună. Era și cazul. Cotația aurului a scăzut cu 25% în Asia. În Europa, ca să nu ziceți că se întâmplă doar în Asia, în Europa cele mai importante burse au înregistrat scăderi importante. Afectate sunt Londra, Paris, Milano și Frankfurt și dacă nu mă înșel, ieri bursa de la New York a închis înainte de vreme. O să-i rog pe colegi să-mi dea și mie și informația. Se întâmplă același lucru. Când este în pierdere și s-a mai întâmplat asta la precedenta criză economică, de care, sincer, ne aducem aminte, dar nimeni n-ar fi conexat o eventuală vulnerabilitate economică, Paula, în strânsă legătură cu un virus, așa, out of nowhere, la început de 2020, un an despre care unii spuneau că va aduce o nouă vulnerabilitate economică. Vedeți că nu folosesc cuvântul criză, încerc. Mai bine. Nimeni mai la bine. Modul la care oamenii nu produc ei, ci sunt doar angajați care merg și vin de la serviciu. Cei despre care vorbea mai devreme Cristina, care trăiesc din business-ul pe care îl fac, indiferent că au un angajat, doi angajați sau 500 de angajați, oamenii ăia s-au uitat cu îngrijorare din momentul în care în China au început să se adune tot mai multe cifre negative care au arătat inițial un număr mare de bolnavi, după aia un oraș în carantină, după aia două orașe în carantină. De ce? Pentru că materie primă vine din China, pentru că există componente care vin din China, pentru că materie finită, vorbim de produse finite, vin din China și sunt vândute cu plus valoare în România. Sau în toată Europa, nu doar toată lumea. Nu vorbesc doar de România. Nimeni, în sensul că dacă nu te uiți altfel la cifrele economice decât ca un simplu angajat, poate că nu te interesează. Altfel, teama, greșesc? A fost așa o bătaie în plus de inimă. Ce se întâmplă dacă nu va reuși China să oprească această infecție în interiorul granițelor ei? Iată, asta se întâmplă. Dar mai e un lucru pe care l-a spus Cristina și de care trebuie să ne agățăm. Omenirea a supraviețuit războaielor și unora foarte mari. Marele război, primul război mondial, al doilea război mondial. Ne vom reveni. Greu? Ușor? Cred că economiștii sunt cei care pot cântări greșesc astăzi. Dacă spun că în această perioadă supraviețuitorii, și mă refer din punct de vedere economic, sunt cei care dețin cash, și când spun cash nu mă refer la bani cash neapărat, ci la un buffer, deci un fond de avarie, de urgență, de economii, astfel încât la un moment dat, în cazul în care lucrurile se precipită și în zona de business, dar și în zona noastră, că doar mâncăm din ce producem, nu?
Mă raportez la ceea ce s-a întâmplat în anul 2008-2009, pentru că este elocvent și pentru că memoria noastră este recentă și am să-ți spun că... Dar și de scurtă durată, că eu tot încercam să mă gândesc ce am făcut atunci și ce ar trebui să fac acum. Pentru mine nu, am resimțit. Ne-au tăiat salariile, Emma. Dar nu așa e. De asta, am să da, uite, spre exemplu, eu aveam niște bani puși deoparte și am cumpărat în criză. Ai și am văzut? Cumpărat bine. Asta vroiam să-ți spun. Bravo! Că e momentul să cumpere aur. Din Asia. Nu. Vreau să vă spun doar atât că există fonduri de investiții care investesc masiv în când piața coboară. Probabil că se va întâmpla și lucrul acesta. Faptul că tu povesteai astăzi că prețul la carburant a scăzut este un lucru normal pentru cei care urmăresc mișcările internaționale, pentru că există pe piața internațională ceva, hai să-i spunem, dacă vreți, disensiuni sau s-au produs niște mișcări, pentru că prețul barilului de petrol a scăzut, sunt niște înțelegeri între Germania, mari jucători pe piața aceasta a petrolului, a energiei, care au dat deja un semnal. Problema este că în momentul în care toate aceste investiții, de exemplu în România vorbind de investiții majore, se vor stopa, automat aceste investiții care depindeau de mulți antreprenori vor atrage un șir lung de decizii nefericite. Adică, cu alte cuvinte, vom asista în lanț la multe falimente nedorite care se vor răsa cu repercursiuni sociale. În criză de obicei avem parte de un procent ridicat ușor al ratei inflației, vorbim de un curs mai ridicat, pe o instabilitate economică, fie că vorbim de valuta principală euro sau de valuta dolar și așa mai departe. Ceea ce trebuie, și repet încă o dată, fie că vorbim de destabilizare economică sau de situații din acestea de criză, este esențial să ne păstrăm claritatea în gândire, calmul și responsabilitatea. Cunosc oameni, așa cum spui și tu, care s-au îmbogățit în criză. Dacă îi ascultați discursul Doinei Cepalis, care este una dintre cele mai puternice femei de afaceri din România, o să vă spună că primul milion de euro l-a făcut în criză în anul 2009. Da, avea un backup, avea ceva, că doar nu s-a apucat, e așa, a făcut din degete și a zis... Vorbesc foarte serios, sunt oameni anumite, se știe foarte bine că deși consumul se încetinește în timpul, să spunem așa, descreșterilor economice, sunt cu toate acestea anumite categorii de produse de lux nișate, ale căror volumuri de vânzări cresc. Ei, este un paradox, pentru că, așa cum v-am spus, dacă citiți din marii gânditori, cei care au, inclusiv Nuriel Rubini, cel care a prezis criza, o să vedeți că există într-adevăr factori de influență, fonduri de investiții care capacitează extrem de mult cash, cum spui și tu, pe care abia așteaptă să cumpereze în momentul în care există aceste momente. În acest moment, gândiți-vă că a fi investitor nu înseamnă la ora actuală să investești doar în România. Gândiți-vă la toate acele zone vulnerabile, acele țări de pe întreg mapa mondului unde te poți duce și cumpăra la ora actuală la un preț extrem de rezonabil. Deci, practic, întotdeauna în astfel de situații există sunt oameni care câștigă și oameni, cei care pierd. Cei jucători care sunt câștigători și ceilalți care se impacientează, văd lucrurile negative și care încep să din motive de nesiguranță să ia anumite decizii care nu le sunt favorabile. Imagini de la bursă, The Wall Street Journal, pare că încet, încet își mai revine, apropo, dar uitați-vă de unde și până unde. E clar că e o perioadă în care deciziile financiare nu sunt foarte ușor de luat și o să vorbim acum cu Ana Haralambie, fondatorul Ghidului Miresei. Mulțumesc din suflet, Ana Haralambie, că ai fost de acord să ne împărtășești povestea ta.